Sfințească spălarea aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta spălarea întinării păcatelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne izbăvim noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pura Fecioară Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre renoi înșine și ne pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Tu ești curățirea sufletelor noastre și Ție slavă, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Amin! Doamne și Preabunule Dumnezeu, Cel ce ești neapropiat cu Dumnezeirea, care ai luat chip de rob și spre închipuirea smereniei celei mântuitoare, ai spălat picioarele ucenicilor Tăi cu preacuratele mâinile Tale și le-ai șters cu ștergarul, caută și acum spre noi, nevrednici robii Tăi, care urmăm smereniei Tale cele atât de preasfântite și ne învrednicește să ne spălăm de întinăciunile trupești și de necurățiile sufletului cu atingerea apei acesteia. Dăruiește nouă cuvărârea cea nevăzută a preasfântului Tău Duh,
Întărește sufletele și trupurile noastre împotriva șarpelui celui înșelător, care păzește călcâiul nostru, ca fiind curați să slujim ție cu bună mulțumire, călcând peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțam, împreună și Părintele Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne vrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În vremea aceea, înainte de sărbătoarea Paștilor, știind Iisus că a sosit ceasul Lui ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit. Și văcându-se cina și diavolul punând dinainte în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-l vândă, Iisus, știind că Tatăl i-a dat lui toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și luând un ștergar, s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul de spălat și
a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Ajungând deci la Simon Petru, acesta i-a zis: Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele? A răspuns Iisus și i-a zis: Ceea ce fac eu Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a zis: Nu, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu ai parte cu mine. Simon Petru i-a zis: Doamne, spală-mi nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cel spălat nu are credință să-ți mai spele decât picioarele ca să fie curat toți, și voi sunteți curați, dar nu toți. Și a zis aceasta pentru că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis: Nu toți sunteți curați. În vremea aceea, după ce Iisus a spălat picioarele ucenicilor și a luat hainele, s-a așezat iar la masă și le-a zis: Înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, că v-am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi. Adevărat, adevărat, zic vouă, nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis pe el. Când știți acestea, fericiți sunteți de le veți face. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce după multă mila Ta Te-ai smerit pe Tine însuți, mulți de rog, care în vremea patimilor Tale celor mântuitoare și păcătoare de viață, de bună voie ai voit a cina cu Sfinții Tăi ucenici și apostoli, și după aceea Te-ai încins cu pota și ai spălat picioarele lor, dându-le lor chip de smerenie și de dragoste unul către altul, și ai zis: precum am făcut eu vouă, așa și voi să faceți unul altuia. Însuși acum, Stăpâne, vină în mijlocul nevrednicilor robilor Tăi
care urmăm pildei tale și spală toată întinăciunea și necurăția sufletelor noastre, ca spălând praful ce s-a lipit de noi din păcate și ștergându-ne unul pe altul cu ștergarul dragostei, să putem plăcea ție în toate zilele vieții noastre și să aflăm milă înaintea ta. Să fie cel ce binecuvântezi și sfințești toate și scoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă și-a spălat picioarele și mai înainte s-a curățit, împărtășirea dumnezeieșită de taine, Hristoase, slujile tale s-au suflit acum împreună cu Thank you.